Informație nouă la Digi24, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre pentru aprobarea majorării cantităților de produse din categoria stocurilor de urgență medicală de strictă necesitate. Din nou avem nevoie de materiale, de medicamente, pentru că situația este din ce în ce mai gravă. Carla Tănase, în legătură directă cu noi. Despre ce este vorba, Carla? Este vorba despre faptul că autoritățile vor să cumpere 500 de concentratoare de mare capacitate și asta se întâmplă pentru că vedem că secțiile de terapie intensivă sunt pline în acest moment. Sunt 1480 de pacienți aici și pentru prima dată de când a început pandemia în țară nu mai este niciun loc liber în secțiile de terapie intensivă. Am văzut că în multe spitale au fost saloane improvizate, chiar și în birourile medicilor, chiar și în zone în care se făcea triajul. Au fost puse acolo paturi, sunt pacienți acolo, dar pentru că sunt saloane improvizate, cum spuneam, nu au și stații rețea de oxigen, motiv pentru care pacienții care nu sunt într-o stare foarte gravă pot fi puși pe aceste concentratoare de oxigen. Unele spitale deja au, am văzut acest lucru la Marius Nasta, însă nu sunt suficiente, având în vedere că ne așteptăm în perioada următoare ca numărul infectărilor să crească. Astăzi am văzut că am ajuns la puțin peste 15.000, însă specialiștii ne spun că am putea depăși chiar 20.000, așadar ce este mai rău urmează să vină. De asemenea, Raed Arafat ne spunea aseară că se gândește să mai ceară astfel de concentratoare și prin activarea mecanismului european. Astăzi am văzut că Ministerul Sănătății a anunțat că tot prin mecanismul de protecție civilă european România va cere și peste 12.000 de flacoane de tocilizumab. Este un medicament folosit pentru pacienții cu COVID-19 care dă rezultate. Iar în această seară, în urmă cu puțin timp, a anunțat MAPN, 6 pacienți de terapie intensivă au fost transferați din capitală la Târgu Mureș. Au mai fost făcute câteva paturi de terapie intensivă, însă în continuare sunt insuficiente, având în vedere că în unitățile de primiri urgențe din țară sunt peste 1500 de pacienți care așteaptă să fie transferați în momentul în care se găsește un pat liber pentru ei, fie că vorbim de secțiile normale, fie că vorbim de paturile, locurile din terapie intensivă. Mulțumesc, Carla Tănase, ați auzit detaliile, asta este o Românie. Mai există o România a politicienilor, probabil ați văzut și imaginile, glumele, atmosfera care a existat astăzi în Parlament la moțiunea de cenzură, votată de toți cei care au participat la vot, 281 de voturi împotriva guvernului Florin Câțu, mai erau acolo oameni, dar care n-au votat. Deci 281 de voturi împotriva guvernului Câțu, nu a existat niciodată o moțiune de cenzură care să treacă cu mai multe voturi decât aceasta, în condițiile pe care le-ați auzit mai devreme. În secunda asta, de aceea tot vorbim cu reprezentanții partidelor, în secunda asta, acum când stăm noi de vorbă, nu există nicio soluție care să funcționeze. Președintele i-a convocat pe reprezentanții partidelor parlamentare săptămâna viitoare la Cotroceni, încă n-a fost stabilită ziua. Președintele spune că partidele au nevoie de zilele astea până săptămâna viitoare ca să găsească niște soluții mature. E momentul ca partidele să se gândească la soluții. Le căutăm în continuare. Le căutăm cu invitații noștri, Anca Suciu, realizator Studio Politic, bună seara, Anca, Sabin Orcan, directorul Newsweek România, bună seara, bună Sabin seara. Orcan, și profesorul Cristian Pârvulescu, ni se alătură, cred că de la Bruxelles, bună seara, domnule profesor. Bună seara, așa. Stăm de vorbă imediat înainte, o scurtă replică, un drept la replică pe care l-a cerut un reprezentant al grupării Ludovic Orban. Este vorba despre Ionel Dancă. Ionel Dancă a ținut neapărat să-i dea o replică lui Gheorghe Flutur. Prin vicepreședintele PNL, mai devreme, ne explica faptul că, de fapt, n-ar fi chiar 40 de susținători ai lui Ludovic Orban. Făcea referire la scrisoarea care a apărut astăzi. 40 de parlamentari PNL ar fi semnat o scrisoare prin care îl susțin pe Ludovic Orban să fie următoarea propunere de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal. Gheorghe Flutur mai devreme ne spunea că el crede că nu e vorba despre 40, ci despre vreo 10. Ionel Dancă, bună seara! Bună seara, domnul președinte! Replica dumneavoastră, vă rog, repede! Vă mulțumesc! În primul rând vreau să transmit domnului Flutur că această atitudine este în continuare jignitoare pentru o mare parte din membrii Partidului Național Liberal, care continuă să creadă că Ludovic Orban este soluția la momentul acesta de criză, așa cum am spus-o de nenumărate ori, pentru că el a
format această coaliție de guvernare și el poate să o resusciteze și să o facă în continuare posibilă pentru a rezolva criza politică și guvernamentală. Faptul că domnul Flutur se apucă să spună că nu suntem 40 este jignitor. Eu personal am sunat pe toți cei care au semnat acest apel de susținere a lui Ludovic Orban pentru soluția de deblocare a crizei politice și guvernamentale și toți cei care au semnat acolo sunt și au fost de acord cu acest apel de susținere a acestei soluții. Domnul Flutur, din păcate, continuă să adâncească fracturile din interiorul Partidului Național Liberal cu astfel de poziționări și domnul Flutur trebuie să înțeleagă că este istorie pentru Partidul Național Liberal și pentru ceea ce înseamnă Moldova. Cine e istorie, domnule Dancă? Cine e istorie? Domnul Flutur este istorie, a avut, de ce spuneți trei asta? Mandate, a avut trei mandate de parlamentar, trei mandate de președinte al Consiliului Județean și să vină să plângă acum... Și proaspăt ales prim vicepreședinte PNL. Și să vină acum să plângă cu lacrimi de crocodil pentru subdezvoltarea Moldovei este mai mult decât ipocrit. Este proaspăt ales prin vicepreședinte PNL. Din păcate, nu congres, avem timp acum să adâncim acest subiect. Congres, poate ar fi bine congres, să-l rezolvați dumneavoastră cu domnul Flutur. Da, un lucru congres, mai vrea să știm. Felipțianu, că într-un congres în care votul a fost mai mult decât controlat și fraudat. Despre asta este vorba. Trebuie să înțeleagă și domnul Flutur, care a luat locul 25 la parlamentare la nivelul filialelor pe țară, că Moldova liberală... Domnule Dancă, pentru telespectatorii Suceava, noștri și din respect astăzi... pentru adevăr, au fost și reprezentanții domnului Orban când s-au numărat și validat alegerile dumneavoastră? Au fost reprezentanții domnului Orban atunci când au semnalat abuzurile în ceea ce au fost validate controlul, rezultatele? Controlul voturilor, domnul Prelipian. Au fost validate rezultatele? Ministrul de interne în funcție care puțin, controlează domnule Dan, votul... E ca la alegerile astea ale noastre, ale cetățenilor obișnuiți. Au fost validate rezultatele? Domnul Prelipianu... Au fost validate rezultatele, domnule Dancă? Domnul Prelipianu, ați văzut congresul Partidului Național Liberal, cum s-a controlat Bun. Votul și cum a fost impus... Au fost validate rezultatele? Voinței, voinței membrilor Partidului Național Liberal. Nu vreți să ne răspundeți? Subiectul în seara asta este moțiunea de cenzură care a trecut și nevoia acestei țări de a avea un guvern, domnule Dancă. Soluția pentru țară, domnul Prelipceanu, soluția Am înțeles. Pentru țară a fost Dacă tot propunerea... Ludovicor, mai am o întrebare. Cineva Dacă... s-a împotrivit, Bine. S-a împotrivit Dancă... cu toate forțele sistemului ca Ludovic Orban să nu fie soluția pentru această niște țară, rezultate pe care le-ați validat. În condițiile în care el a demonstrat că este soluția. Bine. Cineva domnule Dancă, dacă vreți să-mi răspundeți la întrebare, vreți? Mulțumesc, Ionel Dancă, reprezentantul grupării Ludovic Orban din Mulțumesc. Partidul Național Liberal. Da, Sabin Orcan. Vă spun două lucruri. Nu legate de asta, că eu nu vreau să intru în această polemică internă a PNL-ului, dar care iar răzbate iarăși pe sticla micilor ecrane, deși România au cu totul alte probleme în acest moment, inclusiv căderea guvernului. Acesta e o problemă pentru tot PNL-ul și pentru domnul Ludovic Orban și pentru domnul Flutur și pentru domnul Câțu și pentru domnul Rareș Bogdan și mai ales pentru domnul președinte Klaus Iohannis, care înțeleg că le-a cerut polițienilor să mediteze, să facă puțin zen budism așa vreo săptămână. Dom'le, oamenii ăștia nu înțeleg că discursurile lor trebuie să înceteze în acest moment la televizor cu acuzații, Flutur a zis aia, ăla a zis aia, s-a fraudat, dar nu s-a fraudat fără să prezinte nicio probă de altfel. Așa, eu cred că oamenii ar trebui să concentreze acum pe refacerea unui guvern și a unei coaliții și a unei majorități cât mai repede și pe faptul că avem 15 sau 20 de mii de români care se infectează zilnic, că avem, nu mai avem niciun pat ATI liber, că prețurile au luat o razna în lume, nu doar în România, pe lucrurile astea. Pare că nu se pot trezi din această bulă în care ei trăiesc, pentru că mie mi se pare că politicienii români, toți, acum spun, nu e niciunul mai breaz decât celălalt, toți trăiesc acum în interiorul acestei ecuații a luptei pentru putere. Lupte pentru putere în interiorul PNL, lupte pentru putere în interiorul USR, lupte pentru putere în interiorul coaliției, lupte pentru putere în Parlament. Nu interesează pe niciunul, degeaba au clamat astăzi de la tribuna Parlamentului, nu interesează pe niciunul să rezolve situațiile, să rezolve această criză. Da, iau micile să lor orgolii. Încheie o înțelegere care să fie
bună pentru o coaliție eficientă care să continue guvernarea, care să lupte cu pandemia. Avem cea mai mică rată de infectare. Sigur că nu sunt doar politicienii vinovați, că vorbeam mai devreme. Mie mi se pare că nouă românilor nu ne place să ne pună cineva oglinda în față. Dom'le, asta e nația. Hai să ne uităm, făcea cineva o analiză, pe testele PISA. Hai să ne uităm pe nivelul de trai. Asta e nația. Nu o să dăm politicieni de elită când noi avem o nație. Nu e vina nației, dar asta e societatea în care trăim. O societate în care o treime din România au WC-ul în fundul curții, în care oamenii n-au gaze și se duc în pădure și rup două crengi și le pun pe foc. Asta e societatea în care trăim. Nu neapărat doar politicienii sunt de vină, ei sunt oglinda societății. Din păcate, în nebunia asta trăiește și societatea românească. 95% din români n-au cumpărat o carte, nu mai zic că n-au citit o carte în ultimul an. Da? Asta e realitatea. Jumătate din români fac ceva, nu pot să spun eu acum la ore de maximă, fac ceva pe el de vot. Mai țineți minte sloganul ăla? Da. Da? Din asta păcate. E realitatea. 70% din români ori nu vor să se vaccineze, ori nu vor să se vaccineze împotriva oricăror evidențe, ori pur și simplu nu le pasă de această pandemie. Nu le pasă că mor oameni, nu le pasă că se răspândește virusul. Iar afacerea asta politică probabil nici nu îi va ajuta vreodată. Absolut deloc. Ce înțeleg ei din această luptă? Ce înțeleg ei din acest duel între domnul, nu știu cine are dreptate, între domnul Dancă, domnul Flutur, între domnul Orban, domnul Câțu, între domnul Barna, domnul Ciolacu? Ce înțeleg ei? Între domnul Ciolacu și restul lui? Ce înțeleg ei din asta? Asta interesează pe români asta? Astăzi? Pentru că l-am ascultat pe domnul Dancă, l-aș fi întrebat, dacă ar fi vrut să-mi răspundă, dacă nu va fi nominalizat Ludovic Orban, dacă pleacă. Se întâmplă cu cele 41 pleacă, de voturi pentru că există această amenințare, nu? Ludovic Orban. Există această amenințare și vorbeam încă de la dinainte de votul moțiunii că Ludovic Orban nu avea niciun interes să arate în vreun fel care e susținerea de care se bucură în interiorul PNL și care ar fi parlamentarii care l-ar susține și că aceștia nu vor vota pentru demiterea guvernului Câțu pentru simplu fapt că existau deja voturile. Dar e interesant acum de văzut dacă acești 41 de parlamentari care au semnat scrisoarea deschisă, dar să știți că și eu în Parlament astăzi, dinspre acum tabăra Câțu, nici nu mi mai pot spune tabăra Câțu pentru că PNL, la fel ca PSD, la fel ca orice partid, se așează în spatele liderului. Și nu știu în ce măsură un parlamentar astăzi și-a riscat postul pentru Ludovic Orban, care e un politician cu experiență, dar se pare că e un politician cu experiență care nu a mai avut suficientă experiență pentru a găsi cheia înțelegerii între PNL și PNL, iar ulterior între PNL și USR+. Ludovic Orban este liberalul pe care astăzi liberalii îl acuză că a negociat pentru propria persoană la momentul în care s-a negociat coaliția USR plus PNL-UDMR și nemulțumirea multora din PNL, și aici mă refer nu neapărat la parlamentari, cât mai degrabă la cei din teritoriu, este că au fost promovați în Parlament de către Ludovic Orban, inclusiv parlamentari din organizații care nu au avut rezultate bune la alegeri, ci mai degrabă au fost apropiați de Ludovic Orban. Nu că asta nu s-ar mai întâmpla acum sau că nu s-ar repeta, dar e o supărare pe care o trag din spate și asta văd ei în Ludovic Orban acum. Dincolo de asta mai sunt și apropiații care au fost avansați nu doar pe lista în Parlament, dar și în funcții cheie. Și de asta e greu de crezut că parlamentarii Partidului Național Liberal, 41 la număr, toți vor merge în bloc cu Ludovic Orban. Dar e cert, astăzi au semnat această scrisoare deschisă. Pe de altă parte, nu cred că Florin Câțu și apropiații săi sau Partidul Național Liberal nu va încerca să discute cu aceștia. Pentru că în momentul în care Florin Câțu, pentru că acesta pare să fie scenariu, va veni în Parlament să ceară votul de încredere, are nevoie de majoritate, 50% plus 1 din totalul voturilor, deci toate voturile de la PNL, toate voturile de la UDMR și acum să vedem de unde obține. Noi vorbim de ceva seri, de faptul că Partidul Social Democrat îi va asigura voturile. Liberalii spun că și o parte din cei de la USR Plus vor asigura voturile. Dar e o întreagă necunoscută. Pare singura certitudine faptul că în acest moment s-a închis toată discuția în ce privește amenințarea la adresa lui Câțu. Gata, a scăpat de moțiuni de cenzură pentru că a fost demis și se pare președintele Klaus Iohannis, din informațiile pe care le avem dinspre PNL, îl va susține în continuare, cel puțin până în primăvară. Florin Câțu va rămâne premier. Asta e certitudinea. În rest, vedem o opoziție foarte mare. Cred că asta e
curiozitatea acestei sesiuni parlamentare. Pentru prima dată avem o opoziție mai puternică decât cei de la guvernare, cei de la putere, doar că o opoziție care nu se va așeza niciodată... Care nu-și dorește soluția. Împreună, într-o opoziția coaliție... Opoziția asta nu vrea... Dar nimeni nu vrea să fie guvernare. Explicați-mi mie, cum poate să rămână domnul... Că, sigur, domnul Iohannis, eu nu știu dacă domnul Iohannis își dorește așa ceva în legătură cu domnul Câțu. Cred că are așteptări în legătură cu domnul Câțu, dar explicați-mi mie, cum poate domnul Câțu, matematic vorbind, cum poate domnul Câțu să reziste până în primăvară? Nu spun cum să reziste încă o lună după ce trece termenul constituțional de formare a noului guvern. Păi vă spun eu că nu poate, dacă vedem astăzi cum toți useriștii, că s-a mai spus asta și înainte de această moțiune, nu? Cum unii useriști nu o să voteze. Dom'le, toți au votat aliniați în poziție de drept. PSD-ul au votat toți în bloc, cred că unul a lipsit de la vot, da? Și au votat cu toții dărâmarea guvernului Câțu. De ce s-ar întoarce ei la 180 de grade după ce o țin una și bună de o lună că nu-l mai vor pe domnul Câțu? Deci eu nu văd această variantă în acest moment, decât poate în capul unor consultanți politici. Dar în acest moment, practic, este imposibilă această situație. Sigur că în România orice e posibil, orice politician poate să spună pe dos mâine de ce a spus astăzi, dar discutăm pe ce avem astăzi. Avem mai mult, domnul Câțu i-a făcut cu ou și cu oțet de la tribuna Parlamentului pe foștii miniștri pe care până mai ieri îi lăudați. Explicați-mi logica acestui lucru. Explicați-mi logica pentru care USR Plus, alți băieți foarte politicieni, foarte experimentați. Citesc din textul moțiunii, da? Îl am în față, materialul clientului. Explicați-mi logica pentru care numai la noi se poate întâmpla într-o țară ca liderii unui partid care a fost până mai ieri la guvernare să voteze o moțiune în care, vă spun, se vorbește de vreo 9 ori e menționată guvernarea PNL-USR-UDMR. Și vă citesc numai câteva, așa. Absorpția fondurilor europene este la pământ, domnul Ghinea, fonduri europene. Capitalul românesc condamnat la faliment, blocarea programelor de sprijin pe timp de pandemie, a faliment mii de IMM-uri, domnul Năsui, de la USR Plus. Guvernarea PNL, USR Plus, UDMR a ratat toate țintele asumate în sănătate. Campania de vaccinare a fost compromisă, doamna Mihailă, la sănătate. Deci oamenii ăștia au votat o moțiune al cărei text îi face praf. Nu că îi face praf, sunt niște acuzații și foarte grave. Domnul Tudorache acolo, ne-a spus probe. Că și-au asumat lucrul ăsta. Și-au asumat lucrul ăsta ca să dărâme guvernul Câțu. Deci au făcut-o asumat. Au știut că au înghițit asta... broasca pentru că trebuiau să dărâme guvernul Câțu. Și credeți că o vor mai înghiți odată întorcându-se în brațele primitoare ale domnului Câțu? Adică vedeți această variantă posibilă? E o altă ciudățenie. Îl vedeți pe domnul Cioloș mâine spunând al meu, până la urmă ne-am gândit, îl acceptăm pe domnul Câțu premier. Adică eu nu văd această variantă în acest moment. Acum nu se vede nicio variantă. În acest moment se vede varianta unui alt premier, a unei alte persoane, de unde or fi el nu știu, sau varianta unui guvern minoritar susținut de PSD, în cazul în care domnul Ciolacu și PSD au făcut doar o peretă astăzi în Parlament, da? Și vor susține din umbră un guvern minoritar condus de domnul Câțu, cu oricine vrea el în acel guvern. Cred că Marcel Ciolacu, președintele PSD, e cu noi? Nu este, va fi. Lucian Bode, prim vicepreședinte PNL, bună seara! Bună seara, bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor care ne urmăresc. Un alt prim-ministru de la PNR, altul decât Florin Câțu, e o soluție? Domnule Prelipceanu, am văzut în aceste zile atâtea intoxicări și permiteți-mi să continui să vorbesc puțin despre România pe care a prezentat-o în această seară Carla Tănasie și Sabin Orcan. Am încheiat și o să vă dau și câteva detalii în exclusivitate. Pentru că acum am încheiat o discuție cu ministrul sănătății, cu primul ministru și cu doctorul Raed Arafat. Noi, în acest moment, suntem guvern interimar. Noi putem prelungi starea de alertă și suntem obligați să prelungim starea de alertă, ținând cont de numărul de infectați și incidența din România în această perioadă. Putem prelungi starea de alertă, dar atenție, nu putem introduce măsuri noi. Deci dacă, Doamne ferește, vom avea nevoie să introducem măsuri noi... Niciun fel de măsuri noi? Adică nu restricții, nu nimic? Nu, pentru că este clar un guvern căzut prin moțiune, un guvern interimar, nu poate introduce politici noi, nici măcar prin hotărâre de guvern. Care sunt riscurile, domnule ministru? Păi, riscurile sunt următoare. Avem 15.000 de infectați și ne ducem spre 20.000 de persoane infectate la 24 de ore. Avem ATI-urile pline, aproape 1.500 de persoane la ATI. Aproape 1.600 de persoane sunt în acest moment în UPU. Dimineața erau 51 care așteptau un loc la ATI.
Acum seara am trimis 6 pacienți din București cu aeronavă la Târgu Mureș. Căutăm soluții în București, în Mureș, în Iași, în Cluj. Luăm în calcul, dar sigur, ca o excepție, transferul bolnavilor în unor bolnavi în străinătate. Dar acesta, încă o dată spun, trebuie să fie doar o soluție, o excepție. Și am discutat cu domnul ministru Ceche să facem acest lucru pentru județele din zona de nord limitrofe cu Ungaria. S-a emis acel ordin comun, ordin al comandantului acțiunii vizat de Ministerul Sănătății pentru reducerea activității la cronici, tocmai pentru a avea locuri în plus în spitale, pentru a elibera în plus resursa umană și pentru a proteja bolnavii care nu necesită spitalizare. Astăzi am luat două hotărâri în Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Odată am achiziționat medicamente necesare pentru bolnavii de COVID solicitând asistență internațională și în această seară am hotărât achiziționarea, majorarea stocurilor de urgență medicală cu produse de strictă necesitate și, da, vă confirm, achiziționarea 500 de concentratoare de oxigen. Am finalizat de asemenea ordinul de ministru comun, ministrul Afacerilor Interne și ministrul Sănătății, pe care o să-l publicăm mâine dimineață în Monitor Oficial, după ce ne-am consultat cu primul ministru și cu dr. Raed Arafat, unde introducem acele excepții la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise, în localitățile unde avem incidența peste 6 la 1000 de locuitori. Acestea sunt problemele cu care noi, România, se confruntă în aceste momente, când o coaliție a absurdului, PSD-ul USR Aur, a dat jos un guvern în cea mai grea perioadă prin care a trecut România de la debutul pandemiei până în prezent. Dar s-a întâmplat. Suprapunând și că o să închei peste criza sanitară, criza energetică și o criză politică. Dar s-a întâmplat și acum e nevoie de o soluție. Care va fi aceasta dacă dumneavoastră ne spuneți că mergeți în continuare cu Florin Câțu? Logic ar fi că această coaliție a absurdului, cum am numit-o, să ne spună că au 281 de voturi să investească un guvern. Nu au soluții, l-am auzit în această seară pe Dan Barna spunând că nu vrea cu PSD, că nu vrea cu AUR, vrea cu PNL, dar să ne stabilească ei candidatul de prim-ministru, ar propune ei prim-ministru, dar pentru ei este foarte clar că președintele ales al partidului, adică Dacian Cioloș, este propunerea de prim-ministru, nu-i valabil și pentru PNL, AUR nu știe ce vrea, iar PSD vrea o soluție imposibilă. Partidul Național Liberal va continua guvernarea. Nu există decât o soluție. Cum, domnule ministru? O soluție de guvern minoritar care să treacă România prin această criză fără precedent sau o soluție în care primul ministru Florin Câțu și în varianta guvern minoritar și în varianta guvern de coaliție adună în jurul acestui guvern o susținere în Parlament care să, încă o dată spun, să conducă România în această perioadă extrem de dificilă pentru România și pentru Europa, nu doar pentru România. Probabil i-ați auzit pe cei de la PSD că nu vor să susțină un guvern minoritar PNL. Acum, cei de la PSD vor avea de ales să țină România într-o criză sanitară fără precedent, cu imposibilitatea de a lua decizii pentru a proteja sănătatea românilor, și își menține această teorie a guvernului de tranziție și alegeri anticipate, care știm foarte bine că sunt imposibil de realizat în următoarele luni. Deci dumneavoastră spuneți că la consultările de la Cotroceni ne-au spus deja PSD-știi, vor încerca să-l convingă pe președinte să dizolve Parlamentul că e nevoie de alegeri anticipate, iar președintele va încerca să-i convingă pe cei de la PSD să susțină un guvern minoritar PNL? Sau un guvern condus de Florin Câțu, în jurul care să se formeze o majoritate în Parlament, dar nu vedem o soluție să intrăm să menținem această criză politică cu organizarea de alegeri anticipate peste câteva luni. Până la urmă, soluția este una constituțională și este în mâna președintelui. Indiferent ce propune PSD, ce votează PNL în forurile statutare sau ce votează USR în biroul politic al lor, domnul președinte are această pârghie constituțională să spună da, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră sau vă fac următoarea propunere și pe care o mandatez
să construiască în jurul lui o majoritate și să treacă un program de guvernare prin Parlament. Domnule ministru, în seara asta se discute și despre varianta în care, totuși, după prima rundă de negocieri, de consultări de la Cotroceni, va fi făcută o altă nominalizare de la Partidul Național Liberal. Și pe lista scurtă ați fi și dumneavoastră. Bun. Așa cum a spus, e o listă scurtă pe care am văzut-o și eu în presă. Partidul Național Liberal ia decizii în forurile statutare. L-am văzut adineaori și pe domnul Ionel Dancă, pe care îl respect foarte mult, poate că nu sunt de acord cu el când îl atacă pe Gheorghe Flutur, dar nu despre aceasta este vorba în acest moment. Nu poți să vii să impui din exterior o propunere, fie a lui Dovi Corban sau cum s-ar chema, dacă tu nu cunoști nici măcar prevederile statutare ale partidului. Partidul Național Liberal spune foarte clar, biroul executiv ales la Congres propune biroului politic național, unde sunt toți președinții de organizații din țară, un nume de prim-ministru. Noi avem această decizie luată, președintele partidului, în speță Florin Câțu, este propunerea noastră de prim-ministru, exclus alte discuții, Bote, Vâlceanu și alte discuții pe care Ciucă și Sabin Orcan, vrea să vă pun o întrebare. O observație, domnule ministru, v-am ascultat cu atenție. Știți că povestea asta cu statutul PNL-ului nu e prinsă în Constituție. Deci, indiferent ce scrie în statutul PNL-ului, neavând 50% plus 1 din Parlament, PNL-ul, domnul Klaus Iohannis, conform unei decizii a Curții Constituționale, poate numi pe oricine vrea domnia sa, care consideră domnia sa că poate forma o majoritate. Deci dacă mâine domnul Klaus Iohannis nu mai e de acord cu domnul Câțu, chiar dacă dumneavoastră ați votat statutar în biroul politic cu majoritate clară cu ce vreți, domnul Klaus Iohannis poate să-l numească pe cine vrea dumnealui, nu știu, pe Ilie Bolojan sau vă numește pe dumneavoastră, sperând că veți forma o majoritate și asta nu-l va împiedica decizia statutară din PNL conform Constituției. Repet, nu discutăm ce ați votat la PNL. Deci, în acest moment, iar a doua observație pe care vreau să o fac, credeți-mă, cu logica, ați spus că e vorba de logică, cu logica stau destul de bine. Explicați-mi logic cum dacă PSD-ul nu susține un guvern minoritar și cum dacă USR Plus nu vrea guvern decât cu condiția să se retragă domnul Florin Câțu, cum veți putea guverna în continuare. Că a spus că PNL-ul va guverna în continuare. Veți guverna 45 de zile sau cât vă dă voie Constituția. După care trebuie să existe un guvern. Și în acest moment, matematic, nu există decât două posibilități. Fie cu PSD, informal, neinformal, formal, sau USR Plus. Iar cu USR Plus nu se poate decât fără domnul Câțu. Deci, indiferent ce votați în forurile statutare ale Partidului Național Liberal, cei de la USR Plus nu o să-l accepte pe domnul Câțu. Că asta ne spun de o lună. Domnule Sabin Orhan, exact la prima observație, același lucru am spus și eu. Pârghiile sunt în mâna președintelui, sunt pârghii constituționale. Eu am vorbit despre bucătăria interna noastră. Președintele are dreptul constituțional să aleagă. Doi, în ceea ce privește logica despre care vorbiți, eu cred totuși că Parlamentul României se uită la poza în care astăzi se află România. Eu nu cred că nu poate să țină, să fie într-o cheie politicianistă cum au fost cei 281 astăzi și au spus ok, dăm jos guvernul Câțu, dar nu avem soluții după, uitându-ne la ce criză sanitară, criză energetică și suntem în acest moment. Deci eu cred în înțelepciunea unei majorități care să dea un guvern care să treacă pe țara prin această criză. Cu propunerea noastră, Florin Câțu prim-ministru, cu propunerea despre care vorbiți dumneavoastră, președintele Republicii are acest drept constituțional să propună pe cine consideră că poate să ducă un program de guvernare să-l treacă prin Parlament. Doar că soluția e în altă parte, este chiar la PSD. Mulțumesc mult, Lucian Bode, ministrul demis al internelor, în direct la Digi24. Cioma Botond, liderul deputaților UDMR, bună seara! Până la urmă, după aproape 3 ore de consultări la Digi24 cu reprezentanții tuturor partidelor, am ajuns la următoarea concluzie. Se conturează varianta unui guvern minoritar PNL susținut de PSD, chiar dacă PSD a spus că nu e de acord să susțină, toată lumea speră că, așa ca printr-o minune, după consultările de la Cotroceni, cei de la PSD vor fi hotărâți și pentru că situația din țară este atât de urâtă,
să susțină acest guvern. Foarte interesant că, de fapt, vă puneți speranțele mai degrabă în PSD decât în USR. Am înțeles bine? Ați spus numai guvern PNL, deci fără UDMR. Cu UDMR, cu UDMR. Am zis greșit, corectați-mă. De UDMR. Cu UDMR, așa am înțeles. Iată cine vrea la guvernare. Sigur. Noi am spus de multe ori că prima noastră opțiune ar fi să refacem coaliția. Din câte văd, nu știu la ce concluzie ați ajuns dumneavoastră în studio, dar cred în acest moment că sunt puține șanse să refacem această coaliție care tocmai s-a destrămat. Nu, astăzi deja, zilele trecute, săptămânile trecute, astăzi a fost numai punctul pe I. Cred că țara are nevoie de un guvern. Avem, și domnul ministru a spus, avem o criză energetică, avem o criză sanitară, deci țara asta trebuie guvernată, trebuie să găsim o soluție. Eu de mai multe ori am spus că un guvern minoritar, sigur, poate să reprezinte o soluție pe termen mediu, dar pe termen lung nu cred că e o soluție, nu cred că putem guverna în mod eficient cu un guvern minoritar sprijinit de către Partidul Social Democrat din Parlament. Dar pe termen scurt, având în vedere și criza sanitară, sigur că poate fi o soluție. Dar mingea este la domnul președinte. Depinde pe cine va propune premier. Dacă va propune pe altcineva decât pe domnul Câțu, atunci poate că USR-ul se va întoarce la masa negocierilor și putem reface această coaliție. Dacă domnul președinte va propune tot pe domnul Câțu, atunci sigur va fi va fi imposibil să refacem această coaliție. Și atunci mergem pe concluziile dumneavoastră din studio. Uh-huh. Mulțumesc mult, Cioma Botond. Cum se vor împărți ministerele? Când sau cum? Cum se vor împărți ministerele dacă rămâne doar PNL și UDMR, rămân doar PNL și UDMR în guvern? În timp ce PSD spune că vrea guvern de specialiști. Dacă mai sunteți, domnule Cioma Botond, Anca Suciu. Mai sunteți? Da, sunt. Vă rog. Nu mi-am dat seama că dacă mă întrebați pe mine. Da, Anca v-a întrebat dacă ați auzit întrebarea. Da, am auzit întrebarea, cum se vor împărți ministerele. Exact. Acum, în acest moment, să vedem ce se conturează. Să vedem odată pe cine propune prim-ministru domnul Iohannis. După aceea putem discuta despre ministere. Nu știu să vă spun acum cum se vor împărți ministerele. Trebuie să vedem cine va fi prim-ministru și pe ce variantă mergem. La sănătate, de exemplu, unde lui Ceche Otiloi va expira interimatul, deja e interimat, va expira. Care e logica? Pe ce logică mergeți acum? Se resetează jocul cu această moțiune de cenzură? Ce se întâmplă cu acele ministere care au miniștri interimari? Trebuie găsit o soluție. Sigur că trebuie să aibă loc o reîmpărțire a ministerelor. De acord. Dar odată, dacă vorbim de un nou guvern, trebuie să vedem cine este prim-ministru și trebuie să vedem cu cine reîmpărțim ministerele. Mulțumim. Asta. Mulțumim, Cioma Botond, liderul deputaților UDMR, direct la Digi24. Marcel Ciolacu, președintele PSD. Bună seara, domnule Ciolacu. Bună seara. Mulțumesc mult. Multe speranțe se pun în susținerea pe care PSD ar trebui să o ofere unui guvern minoritar PNL. Ce credeți despre această variantă? Eu cred că am fost și eu și colegii mei am fost destul de clari. Este exclusă o astfel de variantă în acest moment Partidul Social Democrat să susțină un guvern minoritar PNL. Nu înțelegem nici logica și cred că nici românii nu-și doresc așa ceva în acest moment. Pentru că sunt 2 ani de zile de când dreapta este la putere și vedem în ce situație am ajuns. Avem 4 crize majore determinate de o decizie a președintelui României după alegerile generale. Spuneți-ne dacă dumneavoastră vă puneți mari speranțe în varianta cu anticipatele. Am stabilit cu toții că și această decizie nu a stabilit. Constituția stabilește. E chiar la președinte. Adică acolo trebuie îndepliniți niște pași, dar decizia este a președintelui. El hotărăște dacă e da sau nu. Trebuie să-l convingeți. Credeți că îl veți convinge? Cred că președintele a constatat ce se întâmplă. Eu nu cred, chiar dacă se vor împăca și vor reface asta coaliția perdanților, eu nu cred că acest guvern va fi funcționat. Lucru pe care ei nu au o bază clară de ce s-au unit. S-au unit pentru funcții. Vă tot
tot văd că se discută ce ministere și împarte. Problemele românilor în acest moment sunt cu totul și cu totul alte. De aceea am și venit cu 10 măsuri care trebuie urgent luate ca românii, industria românească, IMM-urile să depășească această perioadă de iarnă. Și atunci care credeți? Stăm pe o bombă socială. Care ar fi soluția? O criză socială majoră. Am spus, ținând cont de situația pandemică gestionată prost tot de către guvernul său și de actuala coaliție, de aceea în moțiunea Partidului Social Democrat am spus adevărul despre toți cei care au participat la acest act de guvernare, un guvern de specialiști să depășim această perioadă, cred că este cel mai potrivit. Și pe urmă ne întoarcem la popor. Cum ar funcționa? Nu să pun o întrebare. Nu suntem nici prima, nici ultima țară din Uniunea Europeană care face alegeri anticipate. Sabin Orcan vrea să vă întrebe ceva. Prima țară care de 30 de ani nu a avut loc alegeri anticipate. Domnule Ciolacu, o întrebare. E foarte simplă. Acum un an și jumătate s-a întâmplat exact asta. Ați dat jos un guvern minoritar al PNL, da? Și după care PSD-ul, în mod miraculos, s-a întors la 180 de grade, după o discuție, sigur, consultări cu președintele, și ați votat din nou guvernul Orban II, minoritar, care nu putea fi ales decât cu voturile PSD. Înțeleg că au lipsit și mulți parlamentari PNL atunci. De ce, pe ce să ne bazăm când spuneți că nu veți face asta acum? Pentru că acum suntem într-o situație pandemică similară cu ce era atunci. Poate chiar mai gravă. Deci, nu, ne bazăm? Am văzut și cum au gestionat România, mari conducători ai statului român, în această perioadă. Sunt aproape 2 ani de la acea decizie. Mie nu mi-este rușine de acea decizie. Dimpotrivă. Fiindcă în astfel de momente se face diferența dintre oameni politici și oameni de stat. Întrebarea e dacă se va repeta această situație. Această situație, am spus foarte clar, nu se va repeta. Partidul Social Democrat a făcut ceea ce a trebuit în acel moment și acum, prin această moțiune de cenzură, a făcut ceea ce a trebuit și ce își doresc românii. Respectiv, acest guvern incompetent, cinic, arogant, a trebuit să plece. Dacă va fi nominalizat din nou Florin Câțu, ce faceți? Cred că am răspuns la întrebare. Este exclus așa ceva. Doamne ferește. Credeți că ieșirea din criza asta va fi tot coaliția PNL, USR, UDMR? Nu neapărat. Dacă vom avea niște consultări serioase, nu de formă, nu din ambițiile fiecărui a președintelui sau a partidelor, și vom pune toate lucrurile pe masă și vom pune urgențele românilor din acest moment, este posibil să ajungem la o soluție mult mai bună. Care? Nu cred că această coaliție, chiar dacă se împacă, va funcționa sau va veni cu lucruri miraculoase. Cum ar funcționa guvernul tehnocrat despre care ne vorbeați? Vi s-ar propune o listă de nume și dumneavoastră trebuie să fiți de acord cu ea pentru nu ca... Nu cred că numele sunt importante în acest moment. Tot timpul noi ne raportăm la ministere, la nume. Haideți să ne raportăm la ce are de făcut un astfel de guvern de specialiști. Dacă am stabilit principiile și prioritățile guvernului respectiv, sunt ferm convins că va funcționa. Cine se aleagă, domnule Ciolacu? Cine se aleagă pe tehnicienii respectivi? Există discuții, există dialog. Politica înseamnă și dialog. Sunt totuși specialiști în România asta, neancorați politic, îi regăsim în instituții importante. Da? Poate și în zona privată, și în zona publică. Nu s-a terminat lumea la noi. Mulțumesc. Și nu se va termina niciodată. Mulțumesc mult, Marcel Ciolacu, președintele PSD, direct la Digi24. Anca Dragu, președintele Senatului, și Cristian Pârvulescu. După publicitate, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
Domnule profesor Pârvulescu, explicație. Avem nevoie de o explicație. Președintele spune așa. Consultările de la Cotroceni vor fi abia săptămâna viitoare pentru că partidele au nevoie de timp, pentru că noi avem nevoie de soluții, trebuie să ajungă la decizii mature. Întrebarea pe care ne-o punem în seara asta, după ce am stat de vorbă cu reprezentanții PNL, USR, PSD, UDMR, este următoarea. De ce mai e nevoie de zilele astea până săptămâna viitoare, în condițiile în care PNL și USR, de exemplu, nu au de gând să stea de vorbă? Deci de astăzi și până săptămâna viitoare nu se va schimba nimic. Practic, oamenii ăștia se vor duce săptămâna viitoare la Cotroceni cu varianta care e valabilă în seara asta. Ei sunt fixați în propriile condiții. De ce e nevoie de perioada asta de gândire? Datorită hotărârii 85 a Curții Constituționale din 24 februarie 2020, pe care invit pe toți telespectatorii dumneavoastră să o citească, că e foarte interesantă și explică ce se întâmplă în momentul de față. Pentru că această hotărâre, pe care, la care făcea trimitere Ludovic Orban, scurt, spune că nu poate fi desemnat Florin Câțu, pentru că a pierdut un vot de încredere în Parlament, a fost o moțiune de cenzură adoptată, nu poate fi în niciun fel propus. Mai mult decât atât, spune că președintele are niște obligații, dacă îmi permiteți, chiar vă citeze din această hotărâre, în care spune că președintele trebuie să depună eforturi în sensul desemnării unui candidat care să poată coagula o majoritate necesară investirii guvernului și să aibă convingerea că persoana desemnată este în măsură să realizeze acest lucru. Asta e unul. Asta este punctul 124. Punctul 125 este și mai interesant, pentru că îl critică pe președinte pentru decizia de atunci de a-l desemna pe Ludovic Orban. Apropo, ăsta a fost motivul pentru care Florin Câțu a fost desemnat atunci ca prim-ministru. Spune că președintele are o obligație, și anume aceea să se poziționeze în astfel încât să asigure supremația Constituției și să fie loial față de Parlament. Ori, un alt reproș pe care îl făceau cei de la Curtea Constituțională, majoritatea, nu au fost toți care au votat această decizie, ci majoritatea, era că decizia s-a luat în timp scurt, într-o zi. Că nu a existat timp de consultări. Iată că acum va exista timp de consultări și cred că președintele va încerca în felul acesta să găsească o soluție pentru a-l propune din nou pe Florin Câțu, deși vă spun că e foarte riscant, pentru că aici este vorba de elementele din hotărârea din 2020, care sunt foarte puternice. Deci, nu, PNL-ul poate să aibă în statut orice vor, dar nu-l pot propune pe Florin Câțu dacă nu pot propune o majoritate. Și nu pot propune o majoritate, i-ați auzit pe liderii partidelor politice mai devreme, spunând că nu vor susține un asemenea guvern. Iar un guvern minoritar nu este o majoritate. Deci suntem într-o criză constituțională gravă și riscăm, dacă președintele cade în capcana PNL, să intrăm într-o criză și mai gravă, pe fondul crizei sanitare de care vorbeam și ieri și vorbim și azi. În această lumină este foarte posibil, deci, ca prima nominalizare a președintelui să fie alta decât Florin Câțu, Anca Dragu? Eu cred că nici a doua nu poate să fie. Nici a doua. De ce nu poate fi și a doua? Pentru că suntem în aceeași ipoteză ca și în cazul primeia. Nu poate să dovedească că are o majoritate. Deci trebuie să prezinte majoritatea ca să fie convingător, nu doar să fie nominalizat. Am înțeles. Decizia Curții Constituționale e clară. Anca Dragu, președintele Senatului, vicepreședinte USR Plus, bună seara! Bună seara! Sub nicio formă nu există nicio altă variantă pentru dumneavoastră decât un alt premier, decât Florin Câțu? Absolut. În condiții, Cu premier nu putem continua, nu putem reface coaliția cu domnul Câțu premier, clar. În condițiile astea, dacă va fi făcută o altă nominalizare, avem și o listă în seara asta, sunt vehiculate niște nume, orice altă nominalizare va fi pe placul dumneavoastră? Bun, cred că Partidul Național Liberal are o mulțime de oameni valoroși care pot asigura
o majoritate, care pot găsi sprijinul unei majorități în Parlament și care pot implementa programul de guvernare, care știu ce sunt acele politici publice, care pot să-și asume reforme, implementarea PNRR-ului și așa mai departe. Deci, cred că trebuie să ne uităm și la un profil de premier care să poată face față acestei provocări, situații în care se află România și mai mult decât atât avem, cum bine s-a tot menționat, această pandemie. Să nu uităm că pandemia, coordonarea vaccinării și așa mai departe au fost la premier până acum. Deci ar trebui ca viitorul premier să poată face față și acestei provocări. Veți cere alte portofolii, veți cere program de guvernare, ne spunea mai devreme Dan Barna, asta ar putea să însemne un nou protocol? Cu siguranță vom cere un calendar foarte clar de reforme, astfel încât să nu picăm în aceeași capcană în care partenerii noștri pun deoparte toate reformele foarte importante pentru noi și ca atare să nu ne trezim în situația unei coaliții. E foarte important, Anca Dragu, pentru că vorbeați despre problema care a existat cu vaccinarea, cu gestionarea pandemiei. 30 de secunde mai avem și vrem să știm. Pentru dumneavoastră e important să aveți Ministerul Sănătății acum? Și să aibă Ministerul Sănătății și vaccinarea și pandemia? Vaccinarea nu a fost la Ministerul Sănătății până acum. Noi am cerut încă din februarie anul acesta, dar premierul a refuzat. A zis că el va coordona direct vaccinarea. Deci acum vreți și vaccinarea, dar vreți Ministerul Sănătății? Cred că ministrii sănătății au avut rezultate foarte bune și au demarat proiecte bune la Ministerul Sănătății. Nu văd de ce să nu avem Ministerul Sănătății, dar trebuie clar un program foarte serios pentru combaterea pandemiei și pentru accelerarea vaccinării. Știți că ministra Mihail venea la toate ședințele de coaliție tocmai pentru că venea să susțină tot felul de măsuri pentru stimularea vaccinării, dar ele nu erau luate în considerare de premier. Vă mulțumesc tuturor. Știrile serii imediat cu Andreea Bratu, e o ediție specială. Ne revedem mâine la ora 20. Seară frumoasă!